Vă spunem un bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pro Misiune. Continuăm cu un nou capitol din ciclul Misionarul și Misiunea. Interlocutorul nostru astăzi este fratele Gigi Neagu, pe care îl salutăm cu mult har și pace și îi spunem un bun venit în emisiunea noastră. În emisiunea anterioară am aflat de la fratele Gigi Neagu anumite lucruri referitoare la misiune din punct de vedere biblic și cum merge sau cum înaintează misiunea. Am vrea să continuăm pe aceeași temă cu o altă întrebare la care am dorit să ne răspundă fratele Gigi. Ce fel de misionari ar trebui să susținem? Da, vă spun bun găsit, pe salut cu pace, mă bucur să putem să fim împreună din nou. Doresc ca Dumnezeu să atingă inima dumneavoastră, Amin. Să vă deschidă inima dumneavoastră către misiune și El este Cel care poate să ne facă să înțelegem cu adevărat ce este misiunea. Am spus în emisiunea trecută că obiectivul misiunii este în primul rând spiritual, că misiunea aparține lui Dumnezeu, este spre gloria lui Dumnezeu și se face în condițiile stabilite de El. El este inițiatorul, El este arhitectul, este proiectantul, are planul, El are toate resursele, El ne trimite și El este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Amin. Apoi, Dumnezeu a încredințat bisericii locale, atenție, bisericii locale, lucrarea de misiune. Apoi, Biblia este aceea care spune tot ce trebuie să știm pentru a împlini cu credincioșie misiunea lui Dumnezeu. Și acum suntem la întrebare. Ce fel de misionari ar trebui să susținem noi, biserica locală? Care este profilul unui misionar din punct de vedere biblic? În primul rând, misionarul trebuie să fie credincios biblic. El trebuie să fie răbdător și metodologic. Apoi, el trebuie să propovăduiască Evanghelia și să iubească biserica. Și acum revenim. El trebuie să fie un credincios biblic. Dacă ne ducem în 1 Timotei, în capitolul 3, versetul 1, vedem acolo profilul unui slujitor care trebuia să fie în biserica lui Dumnezeu. Poate mulți o să spună, dar ce treabă are misionarul cu slujitorul? Misionarul este un ambasador al lui Dumnezeu. Ambasadorii lui Dumnezeu au un anume profil moral, spiritual. Și aici Pavel îi spune lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 1, adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop sau supraveghetor, dorește un lucru bun, dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, trebuie misionarul să fie fără prihană, desigur, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrenic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Interesant. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mușa, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și ține copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cărâmească bine casa lui, cum va îngriși de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să nu cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Iată un profil care se potrivește foarte bine și misionarului. Dacă ne ducem în epistola lui Tit, către, în epistola lui Pavel către Tit,
în capitolul 1, de la versetul 5 la versetul 9, haideți să vedem iar un profil foarte bun pe care îl dă Biblia și pe care ar trebui să-l aibă un misionar. Chiar dacă aici se referă la un prezbiter, la un supraveghetor, misionarul este un om, este un ambasador al lui Dumnezeu. Și aici apostolul îi spune lui Tit, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiter în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mușav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin, amin. Dacă ne ducem la ceea ce spune Pavel lui Timotei în capitolul 4, versetul 16, îi spune Pavel tânărului Timotei, fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai și altora. Stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Apoi în 2 Timotei, iară un cuvânt pe care Pavel îi spune lui Timotei, îi spune el în 2 Timotei, capitolul 4, de la 1 la 5, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin. Deci nu putem să trimitem pe oricine. Acum vreau să vă spun că la noi în țară, Agenția Pentecostală de Misiune este cea care se ocupă de trimiterea misionarilor în afară, în afara granițelor României. Dar nu pe oricine. Ca să mergi misionar, trebuie să ai o vocație, trebuie să ai o chemare, trebuie ca să simți cu adevărat că Dumnezeu te cheamă la a face misiune, că Dumnezeu te cheamă la a răspunde, la a duce cuvântul, vestea la acele etnii care nu-L cunosc pe Hristos. Și în direcția aceasta, agenția colaborează cu Centrul Român de Studii Transculturale de la Constanța. Ca să pleci în misiune, vei merge acolo, în acel centru, timp de 2 ani de zile se predau cursuri, se face practică, acolo sunt profesori în care tu ești educat, primești o educație biblică, se merge în misiuni pe termen scurt aici, în Europa sau în Turcia și acolo vezi cu adevărat ce înseamnă să fii misionar, intri în contact cu acele etnii, cu acele popoare. În acest centru înveți ce înseamnă o cultură care este străină de România. Înveți o altă limbă, înveți cum să te comporți, pentru că alte culturi au alte tabieturi, au altă viețuire și tu dacă te duci ca și român să viețuiești, de exemplu, în popoare islamice, poate o să te uiți la ei, de ce se îmbracă așa, de ce mănâncă, au altă dietă, au altă mâncare, au alte programe, au alte tabieturi. În acest centru viitorii misionari învață fundamentele biblice, învață limbă, învață cultură, au profesori care vin din afară și predă acolo. Apoi ei sunt testați, ei sunt lăsați înaintea lui Dumnezeu să simtă cu adevărat chemarea și acolo unde este cu adevărat chemare,
Dumnezeu trimite, agenția sprijină și ei merg într-adevăr pe termen lung și se văd rodnicia acolo unde evangelizează. Pentru că Dumnezeu, oriunde în această lume, își însoțește cu adevărat ambasadorii lui, pe cei care se pun la dispoziția lui. Deci nu putem noi ca biserică de aici, din zona noastră, trimite misionari. Trebuie să colaborăm cu agenția. Agenția colaborează la nivel internațional, sunt parteneriate, sunt alte agenții, sunt echipe, se lucrează în echipă și orice misionar care este trimis dă socoteală bisericii de activitatea lui, de viața lui, de ceea ce face acolo, de resursele financiare pe care le primește, ce face. Și cred că acesta este un lucru bun. Tu ca și misionar care merge acolo trebuie să dai dovadă de ascultare față de cei care te-au trimis, dai dovadă de ascultare și de supunere față de Dumnezeu care este acolo cu tine. Frumoasă expunere, frumoase cuvinte, am putut învăța acum ceea ce înseamnă misionar și pe cine ar trebui să susținem și din punct de vedere biblic, dar și ceea ce ar trebui să facem ca să putem ajunge misionari. Am dorit mai departe, dacă ați putea să ne spuneți care este țelul final al misiunii. Dacă am învățat până acum ce e misiunea, cum înaintează misiunea și ce fel de misionari ar trebui să susținem, am vrea să știm și care este țelul final al misiunii. Da, este o întrebare foarte importantă. Am putea să ne gândim la un constructor care are un plan. Are un plan acolo pe hârtie, desenează un plan și să spunem că în planul lui de construcție, arhitectul respectiv vrea să construiască o casă mare, frumoasă. Dar dacă rămâne doar la nivelul de schiță pe hârtie și nu se realizează, nu se concretizează, rămâne doar pe hârtie. Dumnezeu are un plan prin care vrea să răscumpere oameni din toate etniile, din toate zonele geografice, din toate limbile, popoare din toate zonele geografice care sunt pe pământ. Și planul lui Dumnezeu, celul final al misiunii este acesta: oameni născuți din nou, transformați prin Duhul Sfânt, adunați în biserici biblice, care în ultimă instanță se vor aduna mulțimii cerești care laudă pe mielul lui Dumnezeu pentru toată veșnicia. Mielul lui Dumnezeu este Hristos, Fiul care a venit să răscumpere oameni din orice națiune, de pe întregul pământ. Și Apocalipsa, în capitolul 7, versetul 9, la versetul 12, spune atât de frumos: după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii, și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Toată gloria aduce mielului. Toată gloria Domnului Dumnezeu Tatăl, care ne-a răscumpărat prin Domnul Hristos, și această mântuire a fost aplicată în viețile noastre prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Venim la sfârșitul emisiunii, să mulțumim pentru expunerea minunată care ne-ați prezentat-o referitoare la misiune și sperăm ca să fie ajuns și la urechile ascultătorilor noștri
să poată să știe ceea ce înseamnă misiunea, rolul misiunii, cum pot să ajungă misionari și poate se vor găsi de cei dornici care să urmeze această lucrare de misiune, că e nevoie de așa ceva. Da, este nevoie. E o nevoie foarte mare. Mare este secerișul, să lucrăm pe el, să rugăm pe Domnul să scoată lucrători. Amin. Vă mulțumim, frate Gigi, pentru că la toate solicitările noastre de a participa și să ne expuneți tema misiunii, ați fost prompt, ați fost de acord și ați fost cu noi în orice clipă când v-am solicitat. Vă mulțumim pentru aceasta și Domnul să vă răsplătească. Cu multă plăcere și nu aș vrea să încheiem până nu facem o mică rugăciune. Chiar vă rog frumos, chiar vă rog dacă e să facem o rugăciune pentru toată lucrurile. Doamne Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru ocazia pe care ne-ai oferit-o. Amin. De a putea să stăm în prezența cuvântului Tău. Tu ești acela care ne înveți prin Duhul Tău Sfânt și ne direcționezi inima, ochii, spiritul nostru spre marile tare lucrări. Îți mulțumim că sunt inimi care ne ascultă, îți mulțumim că sunt inimi care sunt dornice să facă voia Ta. Amin. Te rog frumos să vorbești acestor inimi. Amin. Cât este de frumos să te pui la dispoziția Ta, cât este de frumos să faci voia Ta, cât este de frumos să te lași călăuzit de Duhul Tău ce Sfânt. Îți mulțumesc pentru toți ascultătorii noștri și îți mulțumesc că Tu vei aduce în inimile lor bucurie, vei aduce pace, vei aduce liniște, că Tu vei trezi, Doamne, inimile ascultătorilor noștri. Îți mulțumim pentru toate Ție, Tată, Amin. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Fiți binecuvântat, frate Gigi Neagu. Și dumneavoastră. Pace sfântă vă dorim. Dumneavoastră. Pace sfântă. Pace. Pace.